N-am mai văzut de mult să fie o listă de așteptare sub 10. De mult n-am mai văzut așa ceva. Și nu mi-aduc aminte de când în secție la noi să fi fost un pat liber. Nu mi-aduc aminte de lucrul acesta. Oricâte paturi am face noi aici, tot n-am rezolvat problema României. De ce lucrul acesta? Pentru că e într-adevăr o problemă sistemică a țării noastre. Dacă la 1 milion populație trebuie 20-30 de paturi, asta înseamnă că România cu 20 de milioane trebuie vreo 400-500 de paturi, orientativ, să spunem așa. România are, să spunem, 150-250 de paturi, aici suntem. Deci, pe hârtie, cam, mai să zicem așa, 250 de paturi, da, cam asta. Dar în realitate le sunt mai puțin, pentru că nu toate sunt dotate la nivel de, la acest nivel. De când sunt eu ca medic, nu am trăit niciodată vreo experiență medicală în care să spunem avem tot ceea ce ne trebuie ca să îngrijim toți pacienții noștri în siguranță. Lucrurile ne-au adus în punctul în care am zis, ok, dacă nu se întâmplă la nivel statal, să spunem așa, în țară, să poate facem noi aici o mică insuliță. Și împreună cu Asociația Inima Copiilor am început diverse proiecte. Ne străduim foarte mult să ajutăm. Proiectele noastre sunt vizibile, cum este terapie intensivă nou-născuți, cum este cardiochirurgia de aici, heliportul va fi și el vizibil și avem nevoie de mult ajutor. Atunci aveam 9 paturi, puteam să monitorizăm. Și de aici am spus, trebuie mai mult de lucrul ăsta și tot împreună am zis, facem un proiect așa cum trebuie. Așa s-a născut proiectul nostru, primul. A fost senzațional pentru noi, într-un an de zile efectiv de muncă, s-a ridicat o clădire cu 4 nivele. Și a semnat, noi ne puneam problema dacă vom putea să acoperim cele 27 de paturi, dar foarte rapid s-a umplut totul. Noi am fost și așa un pic de pionieri în ceea ce înseamnă îngrijirea intensivă, neonatală și pediatrică în România. Practic am adus cu 10-15 ani de zile înaintea dezvoltării în masă a unor tehnici de terapie intensivă în România. Evident că nu putem să le rezolvăm pe toate. Și evident că ne stresează enorm de mult acea listă și de fiecare dată când ne ducem la vârf, pentru că de multe ori vin urgențe unele peste altele și o cerere rămâne în urmă. Și de fiecare dată când ne ducem la o cerere din topul listei, nu de multe ori găsim că pacienții nu mai sunt. Asta este adevărul. Și sunt aproape 60 care au decedat în aproape 2 ani de zile de când am deschis această listă transparentă a necesităților. Sunt copii din toată țara care sunt acolo și atunci când nu reușim să rezolvăm aici și atunci când mai sunt în viață, pe unii dintre ei reușim să mai mergem cu avioane, să-i mai ajutăm să mergem în afara țării. Chiar dacă ar fi posibil să rezolvăm aici, pentru că sunt pe o listă și doar atât. Ne-am spus că trebuie să mai mărim locurile aici. Și nu eu am spus-o, primul a spus-o managerul meu, pentru că el ne suna tot timpul, puteți să aduceți și voi un copil, uite, e o problemă acolo, e o problemă acolo, știți, fiecare, da? Că ne săturăm, știi, sună colegi și ți este foarte rușine să-ți refuzi colegii, apoi sună colegii noștri de la ISU, de la DSU, sună, uneori mai sună secretarul de stat, ministru, este chiar rușinos să... Adică cum? Ce suntem? Nu suntem spital? De ce nu putem să tratăm, știi? Deci este adevărul. Acum sunt peste număr, astăzi s-au operat 2 și uite, colegii încă nu au plecat acasă.
și se apropie seara. Extinderea asta a secției va însemna, 20 de locuri în plus față de cele 27 existente acum, având în vedere că lista de așteptare are peste 15, acum era, astăzi erau 21 de cazuri în așteptare. Sperăm să rezolve mare parte din cazurile care trebuie să vină aici la Marie Curie. Spitalul Marie Curie este un spital, e cel mai mare spital de copii din țară și o să aibă și cea mai mare secție de terapie intensivă a nou-născuți. Da, merită să extindem și sperăm că o să și facem lucrul acesta. De-aia am început o campanie acum, cred că sunt 2 ani de zile, în decembrie. Se fac 2 ani de zile, de 1 decembrie. Și este senzațional, avem deja 1 milion de euro strânși acolo, peste 1 milion de euro și o investiție. Sunt oameni care știu lucrul acesta, mulți sunt pacienții noștri, mulți sunt prietenii noștri, cei care v-au văzut pe dumneavoastră că scrieți despre noi, care înțeleg problema într-adevăr, nouă ne spun părinți care vin în acest loc și îi spun, viața mea s-a schimbat pentru că eu nu credeam că există așa ceva în lumea aceasta. Ei nu credeau că există un nou născut cu o problemă atât de gravă. Nu credeau. Asta este adevărul, iar România încă are o pată foarte neagră în zona aceasta. Nu îi îngrijește pe toți. Câteva sute rămân pe din afară netratați. Sperăm ca secția, ca extinderea secției de terapie intensivă nou-născut să fie gata în un an, jumate, doi. Acum avem, cum spuneam, câteva impedimente și impedimente din punct de vedere financiar. Aici îi rugăm pe oameni să ne ajute. Există un număr scurt pentru donații, 8844, unde dacă transmiteți textul bine, urmează să vă abonați la o donație lunară de 2 euro. 2 euro e foarte puțin, dar pe noi ne ajută foarte mult. Ne adresăm la pacienți, cei mai mici pacienți, da. Cazul de chirurgie cardiacă, de asemenea, ne adresăm la orice tip de pacient în colaborare, evident, toate aceste lucruri în colaborare, ca și aici este secretul, de fapt, în colaborare cu colegii noștri și fiind un spital multidisciplinar pediatric și mult concentrat și pe îngrijirea nou-născutului. De fapt, asta e toată treaba. Îi rog pe cei care au încredere în noi și cred că facem lucruri bune să ne ajute și să intre pe inimacopiilor.ro, unde pot afla ceea ce facem, ne găsesc și pe Facebook și pot afla care sunt toate metodele prin care ne pot ajuta. Vă mulțumim din inimă!